Este prioritar pentru noi, în primul rând, să redresăm echipa politică, să venim cu un mesaj clar și un mesaj ferm pentru toți românii, că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și nici de cum să începem să ne concurăm pentru alegeri, adică să alergăm după scaun, aș putea să spun. Un congres, din punctul meu de vedere, va trebui să aibă loc pentru modificările la statut și pentru desemnarea candidatului pentru alegerile prezidențiale. Dar noi acum avem o conducere statutară, care nu este contestată de nimeni. Doamna premier Dăncilă este președinte interimar, domnul Paul Stănescu este președinte executiv. Nu am auzit voci în partid care să conteste această conducere. Practic, nu este un gol de putere. Care congres cât mai rapid. Când? Acest congres, chiar în luna iunie. Sau iulie cel târziu. Când să-l organizăm? Nu trebuie să fie organizate conferințe în județe, plus că ne confruntăm, am înțeles cel puțin din declarațiile publice, cu o moțiune de cenzură. Noi, în loc să strângem rândurile pentru a depăși cu bine moțiunea de cenzură în Parlament, ce facem? Începem iar să luăm de la capăt cu grupuri, grupulețe, tabere și, pe urmă, cred că dăm satisfacție adversarilor noștri. Eu pot să vă spun ce decizii am luat la organizația de București, unde am avut două ședințe și unde am stabilit de comun acord că graba strică treaba și că nu are niciun sens ca acum să începem să ne concentrăm pe organizarea unei conferințe, pe alegeri, și am amânat alegerile pentru prima săptămână a lunii septembrie, iar în această perioadă vrem să ne reorganizăm, să ne regrupăm, să aflăm în totalitate, nu doar la nivel superficial, care au fost toate cauzele pentru care s-a înregistrat un scor atât de mic la alegerile europarlamentare și să găsim și niște soluții pentru ieșirea din această situație, nu doar să identificăm motivele pentru care s-a ajuns la un astfel de scor, jumătate, practic, din scorul obținut de PSD la alegerile parlamentare și jumătate din scorul obținut tot de PSD la alegerile locale.